stai, dacă nu dai acum pe butonul de like și nu te abonezi cu clopoțel, o să ai 10 ani de ghinion, așa că eu zic să... Dați like la The Marius. Salutare, toată lumea, eu sunt The Marius și bine v-am găsit la un nou episod pe acest meu canal de YouTube, dar înainte nu uita să apeși acolo pe butonul de like, pentru că dacă nu apeși pe butonul de like, nu o să încep acel videoclip și pe bune chiar o să mă opresc. Hai bro, apasă pe butonul de like. Nu încep videoclipul până tu nu apeși pe butonul de like, bro. Hai, îți dau timp să-l apeși. Bravo. Deci ai apăsat pe butonul de like, fericită, și dacă vezi pentru prima oară acest videoclip, nu uita să te abonezi cu clopoțel, pentru că mă ajută foarte mult să facem și noi 30.000 de abonați cât mai repede. În episodul de astăzi ce o să facem, știm că a apărut mapa asta nouă, mapa nouă pe care o să vedem imediat. Și noi o să vedem o chestie, o să ne mutăm pe regiunea din Asia. Deci ne-am mutat pe Asia, băieți, și o să ne mutăm cu... Unde-i? Că nu văd, băieți, nu văd, pe Japan. Ok, deci că noi acum suntem în ceva absolut nebunie. Deci noi ar trebui să dăm... Stai, cum dau aici? Dau aici create. Uai, băieți, că nu-mi dau seama ce se întâmplă. Deci am adăugat boți și acum eu trebuie să adaug mapa asta. O să dau clear all, rush hour, ok? Bun, deci am dat rush hour și noi acum cică... Noi pentru că ne-am mutat toate lucrurile și toate nebunile, adică noi tot ce am făcut e că de la limbă am mutat pe Japan și la regiune am mutat pe Asia, pe versiunea 0.45, și noi o să căutăm niște indicii pe care le vedem doar dacă facem treburile astea pe mapa Rush Hour, ok? Bun, deci hai să vedem dacă le găsim. Am dat play și vedeți că aici scrie că se conectează. Bun, am format aici tot și acum i-am dat start, ok? Hai să vedem dacă putem să reușim să facem treaba asta, că dacă reușim ar fi forță de tot. Și da, nu uitați încă o dată să apăsați acolo pe butonul de like, pentru că mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Și da, dacă vreți să vorbiți cu mine, aveți Instagramul meu în descriere, puteți să mergeți acolo sau să scrieți voi pe Instagram The Marius cu 4 de S la final și o să vă dați de mine. Acolo îmi dați frumos un follow și puteți să-mi scrieți în privat orice mesaj și aștept doar să răspund. Bun, este prima oară când joc pe această hartă și noi ar trebui să găsim niște indicii. Deci, sper să nu mor și hai să vedem, ok? Pot să mă mișc? Pot să mă mișc. Bun. Bun, deci noi cum bine vedeți, noi suntem într-un oraș. Ok, se mișcă ciudat un pic jocul. Deci stai să avansăm și noi puțin mai în față ca să pot să vă arăt. Deci noi suntem într-un oraș, ok? Uitați-vă acolo că sunt nori, da? Nori. Suntem într-un oraș și cică sub harta asta ar fi o altă mapă mai veche din Stumble Guys. Deci stai să mergem un pic mai în față. Deci, vedeți, noi suntem practic sub o mapă mai veche de pe Stumble Guys și nu ne lasă să ne uităm în sus, vedeți? Nu ne lasă să ne uităm mai mult de atât în sus, cred că nici pe alte mape nu ne lasă. Bun. Am câștigat, bro, nu trebuie să ne mutăm înapoi. Nu, mai trebuie. Deci am și câștigat, bro, așa de repede ori muri boții. Trebuie să arăt repede. Bun. Hai, bro. Bun, stați așa că am murit, deci încă merge, stai să creăm încă o dată asta. Deci ați observat, ci că noi suntem sub o mapă mai veche și mașinile astea vin dintr-un portal. Stați că o să vă arăt imediat. Haide bro, space. Ia. Deci mașinile astea vin dintr-un portal. Ia. Bun, vedeți? Portalul ăla și cu ăla. No. Portalul ăsta din față sau ăsta din spate, ci că este de pe mapa... Cum? Am pingul prea mare, bro, și-am alunecat. Uite, pot să mă inspectate, ok. Vedeți? Portalul ăla, ci că vine de pe bloc dash. Deci, portalul ăla să fie de pe bloc dash. Mașinile astea să vină dintr-un oraș de pe bloc dash. Pentru că noi dacă mergem frumos pe bloc dash, stați că vă și arăt. Deci noi dacă mergem frumos, schimbăm mapa pe bloc dash, elimination, de bam, 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 bloc dash, uitați, vedeți? Bun. Deci dacă lăsăm bloc dash-ul și dăm un start, o să vedeți un oraș. Deci stați să vedeți că ce am descoperit eu e numărul 1 și trebuie neapărat să las like. Deci orașul ăla ați văzut, este cu mov, mașini și toate cele, ok? Dar ce n-ați observat voi este că pe bloc dash, în depărtare, e un oraș. Uite, vedeți blocuri. Le vedeți? Le vedeți, băieți? Deci, noi suntem în același univers unde este făcută și mapa de bloc dash. Vedeți? Orașul acolo.
că nu s-au updatat, dar se văd mai bine clădirile, vedeți? Deci acolo sunt clădiri și toate nebunile și sunt și blocurile alea mari, vedeți? Blocurile alea mari, exact cum arată și alea de pe Rush Hour. Deci am descoperit niște lucruri foarte, foarte, foarte tari. Uite, vedeți cam așa arată, hai să ne omorâm, uite, ne-am uitat și noi un puțin în jur. Hai să ieșim să ne mutăm înapoi pe Rush Hour, să vă arăt cât de clar se poate că acolo nu este ceva nebunie aia. Deci uite, ne-am mutat înapoi pe Rush Hour. Dacă ați ajuns până aici la acest videoclip, scrieți neapărat în comentarii sarmale fierte și o să-mi dau seama că voi ați ajuns până aici și v-ați uitat până aici. Descrieți în comentarii chiar momentul de față sarmale fierte până îmi intră mie aici în joc. Și hai să vă arăt exact blocurile alea mov, exact toată asta și ați văzut că vin din portal și toate nebunile. Vedeți? Fix orașul ăsta de pe bloc, deci. Păcat că nu pot să mă uit mai sus să văd dacă au și turn blocurile. Că dacă au și turn e clar. Oricum, dacă voi apăsați pe butonul de like și văd că episodul ăsta v-a plăcut, o să bag hack și o să facem un episod pe mapa asta cu hack. Deci vedeți, cam asta este mapa. Dacă nu știți cum funcționează mapa asta, sunt niște mașini care se mișcă foarte încet, care tot se mișcă și trebuie să treci peste ele. Mai sunt astea pe care dacă sari te aruncă puțin în aer. Mașinile sunt diferite, sunt astea care poți să mergi simplu, frumos pe ele. Mai sunt mașinile alea care au o barieră, vedeți asta, și mai este bariera aia verticală care merge în sus și în jos. Mai sunt mașinile astea care au un fel de țep aici, care te, uite, vedeți și aia des verticale așa frumos. Mai este mașina asta, mamă, am picat. Mai este și mașina aia care arată diferit și mai sunt niște pancarde care merg printre mașini ca să nu poți să sari de pe mașină pe alta. De-aia apare doar când avansezi în rundă, deci nu apare la început. Era tare, vreau să-mi scrieți în comentarii ce credeți că îi lipsea mapei Rush Hour. Eu cred că îi lipsea mai multă viteză, mașinile vin destul de încet, adică nu știu, vin cam prea încet, dar înțeleg că de ce vin așa de încet, pentru că, hai să vă explic. Multă lume mai joacă și de pe telefon. Pe telefon o să fie greu dacă mașinile alea se mișcă repede și mai ai și obstacole și mai există și oameni care poate să aibă emoturi, știi? Și acolo dacă îți dă cineva un pumn pe o mașină din aia e gata deja, știi? Deci de asta mașinile se mișcă așa de încet. Și da, cam asta am vrut să vă arăt. Nu știu dacă ați observat până acum chestia asta că e în același oraș cu cel de pe bloc, deci. Dar dacă ați observat, scrieți chiar acum în comentarii. Vă arăt să i-am observat de mult sau nu știu ceva. Și o să-mi dau seama. Uite, avem 32 de din asta, cred că episodul următor direct deschide. Mamă, ce scumpă e asta. Bun. Deci cam atât a fost cu acest episod, băieți. Nu uitați să apăsați acolo pe buton de like. Sper că v-a plăcut. Eu am fost The Mario și noi ne auzim desigur data viitoare. Pa, pa!